Acum aș dori să abordăm un alt subiect foarte important și actual, acel al coordonatorilor TIC, acele persoane care ajută profesorii să se descurce cu tehnologiile. Rolul acestor persoane a devenit critic în perioada de pandemie și noi toți am înțeles cât de mare nevoie avem de acești oameni. Spuneam mai devreme Mart Lamper că ei au în Estonia funcție de persoană coordonatoare TIC în școală. Iată că și la Liceul Mihai Sădoveanu din orașul Călăraș este una din puținele instituții din țară care, sau cel puțin din câte cunoaștem noi, care are un coordonator TIC cu rol oficial pe lista de state și cu salariu de funcție. Iar domnul Valeriu Gorincioi, directorul acestui liceu, ne va ajuta să înțelegem dacă aceasta este un lux sau o necesitate pentru instituția educațională contemporană. Domnule Gorincioi, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Sper că mă aud și mă văd. Oricum, eu am o găselniță. În primul rând, atunci când lucrez cu elevii, am muncit mult, dar toți ei pornesc ecranele, adică pornesc monitoarele. Sigur că acum nu putem să o facem, fiindcă participanții noștri stau în altă parte, dar noi suntem în altă parte. Dar ca să nu întreb tot timpul, mă vedeți, mă auziți, eu folosesc un semafor, adică dacă totul e în regulă, copiii ridică foaia de culoare verde, iar dacă ceva nu merge, nu se aude, nu se vede, copiii ridică culoarea roșie. Și eu dintr-o dată mă alertez că ceva nu merge. Acum eu cred că totul este în regulă și vreau pe această cale să salut toată lumea, toată comunitatea care participă la această frumoasă și utilă conferință, fiindcă am văzut în cadrul conferinței mai multe schimburi de experiențe. Totodată pe această cale vreau să mulțumesc organizatorilor cu care Liceul Teoretic Sadoveanu are o legătură foarte strânsă și la capitolul Clasa Viitorului, că noi în școală avem și noi o Clasa Viitorului și când porneam noi această Clasa Viitorului, ziceam, lasă fie de la Clasa Viitorului Școala Viitorului, adică să pornim de la o Clasa Viitorului să ajungem la Școala Viitorului. Din păcate, iată, această pandemie nu ne-a permis nou să utilizăm la maxim acele lucruri care frumoase, echipamente care le-am primit în cadrul Clasei Viitorului. Totodată lucrăm și în cadrul proiectului TechWheel și mulțumim pentru formările care au fost și vrem să continuăm și în anul următor formările pentru profesori și pentru, desigur, pentru elevi, pentru echipamentele care le-am primit. M-am bucurat foarte mult că l-am văzut pe colegul nostru din Estonia, Mart, și mă gândeam, zice, uite băi, vine Mart la noi în ospiție, foarte frumos. Și mi-aduc aminte că atunci când am fost și noi în Estonia, mulțumim iarăși proiectului Clasa Viitorului, am văzut că, cu adevărat, în Estonia este o atitudine o leacă altfel, sau chiar mult altfel decât la noi. Și lucrul acesta era chiar înainte de pandemie, când lumea nu știa că va fi această pandemie. Dar pe atunci era discuția aceasta despre că în fiecare școală ar fi fost bine să fie un coordonator TIC și respectiv acolo poate nu se predă disciplina informatică aparte, însă majoritatea profesorilor posedă TIC-ul și acest coordonator este acel mare facilitator care îi ajută pe profesori să fie la curent cu toate noutățile la capitol de formare, echipamente și așa mai departe. Deci eu când m-am întors din Estonia, m-am gândit că ar fost bine să facem așa ceva asemănător și în Republica Moldova. Desigur că dacă vorbim despre această conferință care vorbește despre faptul că tehnologia face diferență, cu siguranță noi trebuie să înțelegem prin acest slogan că, de fapt, tehnologia face diferență numai dacă este în mâini bune, dacă profesorii sunt pregătiți pentru a face această tehnologie. Am citit în zilele acestea, adică apropo, încă un plus a situației este când stai acasă,
Doamna Poluc spunea că trebuie să-ți găsești ceva care îți produce plăcere. Mie mi-aduce plăcere faptul că eu citesc. Apropo, am citit acele trei cărți al lui Harari și în cartea 21 de lecții pentru secolul 21 este așa o citată. Dacă nu știi, tehnologiei va fi cât se poate de ușor să-și modeleze obiectivele în locul tău și să preia controlul asupra vieții tale. Din păcate vreau să spun că la moment, de multe ori noi ne pomenim cu situații când tehnologia, într-adevăr, apar preluia, parcă ei preia unele lucruri din viața noastră. Uitați-vă pe Netflix sau pe Facebook câte lucruri deja ți se recomandă. Iată, ai primit un film, de toată apare o listă, ți se recomandă și alte liste. Te duci să procuri un bilet la avion și vrei să o faci pe internet, tu nu știi cine stă de partea cealaltă, un bot sau un operator viu, fiindcă diferența practic lipsește. Acum, dacă ne întoarcem la activitatea noastră, stimați colegi, eu vreau să vă rog, așa cum a făcut domnul din Belgia, un Menti. Se acceptă lucrul acesta. Deci eu am să vă trimit dumneavoastră acel site și codul. Și acolo dumneavoastră o să găsiți o întrebare. Deci eu vă trimit pe chat un cod pentru Menti. Deci iată, am partajat pe ecran menti.com și codul. 1782077. Acolo este o întrebare și vreau să vă rog ca dumneavoastră să răspundeți la această întrebare. Pentru aceasta vă ofer 2 minute. Mă uit la ceasul cum e deja. Întrebarea care eu am pus-o ține de o situație când persoanele se întâlnesc cu ceva neașteptat, absolut neașteptat și nu știu ce să facă. Și iată, eu am vrut să văd ce trebuie să facem noi ca să putem să ieșim din această situație. Deci, acum dat să vedem noi, vreau să zic că dacă lumea a răspuns la întrebare, da? Hai să vedem noi ce s-a întâmplat dacă s-a răspuns la întrebare. Deci, după cum se vede, la întrebarea ce faceți când vă confruntați cu o situație critică, aici sunt foarte multe răspunsuri, caut soluții, analizez, mă documentez și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, întrebarea mea, care este rostul acestei întrebări? Deci, noi cu toții, cadrele didactice, ne-am întâlnit cu o mulțime de întrebări atunci când am trecut de la mediul obișnuit la mediul online. Și, respectiv, toți am fost puși să căutăm o mulțime de soluții, să analizăm, să ieșim cu situații. Deci, lucrul acesta este foarte, foarte, să zicem, la moment dureros, însă pe parcurs noi am găsit o anumită soluție și iată, noi am găsit această soluție care spune că pentru ca lucrurile să meargă bine în domeniul acesta TIC la nivel de instituție, e bine ca noi să avem în instituție un coordonator TIC, adică o persoană care se ocupe cu problemele date. Ceva asemănător cu modelul din Estonia. Acum, doamna Victoria, iarăși eu am să partajez ecranul cu încă un link, da, vă rog, să poată intra pe un Jamboard. Stimați colegi, dacă ați deschis Jamboard-ul, ați văzut pe prima pagină portretul coordonatorului TIC. Da? Deci, vreau să vă rog pe dumneavoastră să răspundeți la întrebarea cum vedeți dumneavoastră coordonatorul TIC? Care ar fi portretul lui? Ce proprietăți poate să aibă coordonatorul TIC? Deci, ca să fie clar, dacă lumea nu știe cum se lucrează cu Jamboard-ul, eu am să partajez ecranul și vă arăt, o să vă spun, o să vă explic cel puțin cum se lucrează. Deci, în partea stângă, dumneavoastră trebuie să aveți o bară de instrumente. Și, respectiv, iată, cineva încearcă să scrie. Se poate și de scris, da, dacă luăm stiloul, dar se poate și de pus stickere. Iată, apăsăm pe acest sticker, ne apare stick,
chiar și, hai să spunem, competent. Și iată, noi avem cum trebuie să fie deci acest coordonator TIC. Inteligent, expert în domeniu, așa, receptiv la necesitățile cadrelor didactice, inteligent, instruit, receptiv. Cei norocuși care au intrat primii în Jamboard, vă rugăm să ieșiți, să lăsați și pe alții, că ei nu rezistă la un număr mare de persoane. Le zice la următorii că sunt deja prea mulți. Nu e nimic strașnic, o să intre pe rând, că noi lucrăm mai departe. Receptiv, competent în domeniul TIC, flexibil. Vă rog să vă opriți, aici nu mai trebuie să mai caracterizăm acest coordonator TIC. Vreau să mergem la următoarea pagină. Pentru ca să mergem la următoarea pagină, în partea de sus, apăsăm pe, iată, așa, acel semn mai mare, da? Stimați colegi, vă rog să completați și mai departe. Următoarea întrebare. Ce obiective ar putea să aibă coordonatorul TIC? Ce obiective ar putea să aibă coordonatorul TIC? Tot așa. Luăm instrumentul, deci putem să scriem cu stiloul sau putem să punem cu stickerul și putem să răspundem la întrebare. Mai greu să răspunzi cu obiectivele, da? Dacă e vorba de să faci un portret, uitați ce s-a primit, multă lume, dar la capitolul ce obiective are, deci de a ajuta cadrele didactice să studieze, să instruiască, de a instrui, așa, de a informa, să ofere, de a ghida, de a ajuta colegii, să faciliteze învățarea digitală, coordonare, să ofere sfaturi în domeniul TIC și așa mai departe, să ofere așa, formarea competențelor digitale ale profesorilor, de a ghida și așa mai departe. Adică obiectivele coordonatorului TIC sunt multiple și toate sunt foarte bune. Acum trecem la următoarea întrebare. Cine ar putea să fie ajutor coordonatorului TIC? Cine ar putea să-l ajute pe coordonatorul TIC din școală? De unde ar putea să primească ajutor? Da? Deci vă rog să populăm și această parte. Deci, formatorii ar putea să-l ajute, administrația, șefii comisiilor metodice, elevii, colegii, tot colectivul, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, oricare cadru didactic, competențe digitale, deci elevii se repetă, tot colectivul, adică observăm că coordonatorul TIC, managerii instituției, administrația, profesorul de informatică, deci ar putea să aibă ajutor de la foarte mult, din foarte multe direcții. Deși câteodată se spune că în limba rusă spasenie utopaiești, дело рук самих утопаешь. Deci acest coordonator TIC câteodată trebuie să se salveze singur. Și următorul, dar care ar fi obstacolele? Și iată, cineva a anticipat foarte frumos și a pus salariul, este un obstacol. Adică să înțelegem nu că salariul ca tare e ceva bun, salariul mic, salariul, să zicem așa, mai puțin performant. Dotarea școlii cu tehnică și internet. Cu adevărat, dacă este un coordonator TIC și nu are echipament, nu are internet, atunci nu poate să facă multe lucruri, așa? Încă, ce obstacole ar putea să mai fie pentru acest coordonator TIC? Lipsa calculatoarelor, reticența cadrelor didactice pentru dezvoltare. E, vreau să spun că iată, acest obstacol este cu adevărat unul capital, fiindcă dacă îl întrebi pe un istoric cine a schimbat istoria, el nu zic popoarele, dar zic istoricii. Așa și aici, dacă
îi propui unui cadru didactic să facă careva schimbări, e greu de făcut lucrul acesta, fiindcă lumea s-a obișnuit să lucreze în altă cheie, dar vedeți că timpurile de astăzi ne impun să schimbăm, practic, acele obicei pe care noi le aveam. Așa. O altă întrebare. Și deci cum rezolvăm acest conflict între posibilități și necesități? Este un conflict. Iată, am spus, coordonatorul vrea să facă multe lucruri, dar nu are ba una, ba alta. Nu are suport, nu are... Cum se rezolvă acest conflict? Cum credeți? Într-o instituție de învățământ. Deci am pus chestia asta cu conflictul, fiindcă într-o lucrare, într-o operă, dar noi facem acum cu dumneavoastră o legendă a coordonatorului TIC, numai decât trebuie să fie și așa un moment, un conflict. Așa, deci deznonământ ar fi suport financiar. Dacă noi mărim salariul, dăm un suport financiar, atunci noi rezolvăm conflictul. Este opinia. Mai multă instruire, prin motivare, persiferență și comunicare, da? Cooperare, foarte bună chestie, adică lucru în echipă, deși acum e mai greu de făcut, dar este. Legătura dintre sistemul de învățământ și părinții. Din păcate, la noi acum se primește un fel de luptă între sistemul de învățământ și părinții. Mulți părinți nu înțeleg, frazic, situația care este și așa mai departe. Și în sfârșit, trecem la o concluzie. Deci, care ar fi concluzia despre necesitatea coordonatorului TIC în instituție? Care ar fi o concluzie despre necesitatea coordonatorului TIC în instituție? Măcar câteva concluzii, vă rog. Avem noi nevoie de coordonator TIC sau nu avem nevoie de coordonator TIC? Deci, observăm deja răspunsurile, este foarte necesar, trebuie să existe, este o funcție stringent necesară, este obligatorie, este indispensabilă, duce la creșterea calității educației, așa. Deci, observăm că totuși trebuie să existe, concluzia, da, este nevoie de așa o persoană, este imperios necesar de o astfel de persoană. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult că am lucrat la acest jamboard cu toate problemele tehnice de partajare, de două fluxuri de informații, cel care îl avem pe Zoom și cel care pe Facebook. Vreau să vă spun că noi în instituții avem așa un coordonator TIC, este profesorul de informatică, domnul Alexei Gavriliță, care este deținătorul gradului didactic 1, este conducătorul cercului de robotică și, practic, dumnealui, toți anii aceștia a fost coordonator TIC, dar a fost coordonator TIC, să zicem așa, neformal. Adică nu avea niciun fel de remunerare, nu avea niciun fel de statut. Însă, ultimul timp, în acest an, noi am decis că totuși e bine ca acest coordonator să existe, să aibă un anumit statut. Dacă dumneavoastră o să mă întrebați cum am ajuns noi la această chestie, în primul rând noi ne-am bazat pe legea 270, care permite introducerea anumitor posturi și atât noi am găsit un post care se numește administrator rețea de calculatoare, iată acesta, administrator rețea de calculatoare. Și am introdus acest post. Desigur că postul dat, administrator rețea de calculatoare, nu este ceea ce este, deși noi în școală cu adevărat avem o rețea de calculatoare, însă introducerea acestui post a putut fi posibilă, fiindcă practic în toate școlile sunt rețele de calculatoare, și cu fir și fără fir, și există și rețeaua managerială tot de calculatoare. Deci am putut să introducem acest post și să explicăm și organelor ierarhice superioare. Toate că dumneavoastră știți că școlile în Republica Moldova se bucură de autonomie, inclusiv și Liceul Sadoveanu din Călăraș, dar până la urmă toate aceste lucruri se coordonează cu organele ierarhice superioare. Și respectiv noi, care a fost, să zicem așa, găselnița noastră?
că noi a trebuit să venim cu o fișă apostolului, să venim cu o fișă apostolului și respectiv eu îndată am să mă strădui să vă arăt dumneavoastră fișa apostolului de pe jur, așa. Deci fișa, la noi toate fișele de post sunt amplasate pe site-ul liceului, atât dumneavoastră puteți să vedeți. Și aici este butonașul fișa apostolului. Așa. Și avem coordonator KIC. Aici sunt toate fișele de post, coordonatorul KIC. Nu o să citesc partea aceasta care este obligatorie pentru toți profesorii, o să merg deodată la responsabilități. Deci primele părți sunt generale pentru toți, se respecte prevederile codului de etic și așa mai departe, și mai departe sunt deja responsabilități specifice. Să participe la programe de formare continuă, să gestioneze identități și să asigure accesul securizat și autorizat la sistemul G Suite. Dumneavoastră știți că multe școli, după ce am trecut la instruirea online și am făcut cont pe G Suite, la noi toți elevii, toți profesorii au acest cont. Mulțumim doamna Ionela că ne-a ajutat atunci într-o clipă grea. Gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemele informaționale implementate în educație, SIMI, SAPD și așa mai departe. Asistența la utilizarea TIC, instruirea utilizatorilor, gestiune relației cu implementatorii de proiecte TIC, aplicarea celor mai bune practici de lucru în utilizarea TIC, gestiune și evidență echipamente, executarea configurațiilor necesare, reînnoirea periodică sau necesitatea necesară a softurilor, asigurarea suportului tehnic pentru evenimente, seminare, conferințe, facilitarea utilizării softului, serviciilor TIC, să-și onoreze toate obligațiunile prevăzute în codul educației și mai departe. Și care sunt cerințele pentru așa fel de persoană? Deci, așa fel de persoană trebuie să aibă studii superioare sau de recalificare în domeniul tehnologiilor informaționale, experiență în domeniul IT, cunoștințe privind utilizarea, implementarea practicilor naționale, abilități de lucru în echipă și așa mai departe. Deci vreau să spun că la noi, la liceu, chestia asta a mers. Deja în acest an noi avem coordonatorul KIC, el lucrează, își face misiunea foarte bine și ne asigură un nivel de calitate a proceselor educaționale la nivel de instituții. Eu vreau să vin și cu câteva concluzii, dacă îmi permiteți. Deci, în primul rând, coordonatorul TIC este absolut necesar în școala contemporană. Al doilea, este nevoie de a elabora un cadru juridic de funcționare a coordonatorului TIC. Standarde, regulamente, formare, atestare, acreditare, salarizare și așa mai departe. Dat fiind faptul că are multiple funcții manageriale, acest post ar putea fi egalat cu directorul adjunct pentru TIC. Ca în toate domeniile, succesul depinde de implicarea persoanei.